Superliga vă este prezentată de Superbet. Călobifoat toate minutele din aceste prime șapte etape, aceasta este a opta. Bate Cisotti, n-a dat rău centrarea, Nițu îi zboară spre această minge și reușește să o respingă. Era cât pe ce să dea al patrulea gol Diego Jivulici, transformat într-un adevărat marcator de Dorinel Munteanu, după ce timp de 10 ani nu dăduse nici măcar un gol, aproape 10 ani, de pe vremea când juca în Cehia. Acum are 3 goluri, dublă la Botoșani și reușită și împotriva FCSB-ului, ce bine lovește cu pământul, dar Nițu-i fără să fie un portar înalt. Pasă bună a lui Cisotti, la Meira pentru Pop, superbă verticalizare! Mare ocazie ratată de principalul marcator al Oțelului campionatul trecut, cu 11 reușite. A făcut totul bine până momentul șutului, nu exclud posibilitatea ca să-i fi sărit mingea cumva rău în momentul în care a tras. Ia să vedem. A, e posibil, nu e foarte vizibil, dar nu e imposibil. Foarte bună pasa pentru Cisotti. Cisotti preia, centrează. Balon respins de Nițu-i. Gol înscris de Pop. 1-0 Oțelul. Super acțiune. De văzut pe reluare cum de-a fost Cisotti atât de liber. Și este al doilea gol staționar al lui Pop. Și a doua așa reușită împotriva celor de la Șipriu Sfântul Gheorghe. Pentru că a marcat și în campionatul trecut la partida din Covasna. Este al doilea gol al său, a mai scris împotriva Botoșanului. 1-0 Oțelul. Pe deplin meritat. Aici cinistului neinspirat. Sigur că nu este principalul vinovat, dar respingerea nu face decât să-i așeze perfect mingea lui Pop. Oteliță ajunge târziu. Încă o dată, nu înțeleg cum de-a ajuns atât de liber Cisotti. Este vorba de Milan Jelev. El a jucat și dreapta și stânga. El a făcut așa de meserie. Acum nu mai joacă deloc Cisotti. Cisotti! Paradă Nițu-i și ratare a lui João Lameira. Cum să ai trei fundași centrali să fie atât de vulnerabil pe zonă centrală? Văd că toți jucătorii de la Șepcii se ceartă unul cu celălalt, își reproșează această așezare. Este o ocazie imensă de 2-0 pentru Oțelul. În orice caz, până acum meciul s-a desfășurat într-o singură direcție. Maftei, centrarea nu e rea și este 2-0. Dublă a lui Pop, 2-0 pentru Oțelul. Aceeași schemă, aceleași găuri enorme pe flancul stâng al lui Șep și acolo este Ștefan. Cristi Munteanu, președintele clubului, savurează un joc bun, consistent al echipei sale. Rezultatul este absolut normal după ceea ce am văzut în această repriză. Ștefan, mereu prins în față, iată-l, în ciuda sprintului ajunge târziu, nici Ciobotariu nu reușește să dea în minge. Pentru că centrarea lui Maftei este de o remarcabilă calitate și Pop înscrie cu destulă șanse. Dar important este că am pins mingea în poartă. 2-0 pentru Oțelul. Dublă Alex Pop. Matei ține de minge, îi pasează lui Alimi spre Ștefan acest balon. Centrare din alunecare și un șut care lovește bara a lui Matei. S-ar putea să fie atins și Popescu acel balon. Fază care face șahmat apărarea Oțelului. Echipă care, vă spuneam, a încasat doar 3 goluri în acest sezon. Unul singur în ultimele 5 jocuri. E bară, e transversală. Foarte bună această pasă
scos din joc, doi adversari și o lovitură de cap, excelentă! Samuel Teleș, nu știam că poate să facă așa ceva. Nu l-am văzut niciodată lovind mingea cu capul atât de bine în campionatul trecut, poate că a făcut-o și nu l-am observat eu. Bună lovitură, dacă era un pic mai plasată, era probabil 3-0. Bună trecere, superbă acțiune a lui Tănasă, așa pe un contraatac. A reușit Tănasă să marcheze în finalul meciului campionatul trecut împotriva lui Dinamo, golul victoriei Oțelului. Ei, aici este o ocazie mare, încă o bară, a doua a celor de la Șepșii. De această dată Coman este cel care nimerește transversala, două transversale, Matei și Coman. Repriză secundă în care cele două echipe au fost la același nivel, poate chiar Șef și a avut ocaziile mai mari, numai că băieții lui Bernstorck n-au reușit să mai repare pagubele produse de o primă parte extrem de modestă.